Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Fraților, unde crezi că sunt? M-am trezit de la ora 7 de dimineața, eu singurel, bine, împreună cu Dănuț, și unde credeți că am venit? Surpriză, fraților! Așteptarea a luat sfârșit și a sosit momentul să vină patroana. Am venit să o luăm pe patroana de la penitenciar. Uitați cum o aștept cu un trandafir pe patroana. A venit și șatra mai târziu, fraților, lumina s-a trezit la 12, abia am adus-o și pe ea, am chemat-o, uite, a venit abia la ora 2, am venit de la 8 aici, e toată șatra aici, de una, două, nu mai șterg, este bucătarul, este cutuna, este toată lumea, copiii, Alex, Albina, uitați bucătarul. Suntem foarte bucuroși cu patroana. Nu, suntem foarte bucurești. Bucuroși. Să vină patroana, da. O așteptăm cu floritica pe patroana. Suntem la penitenciar în față, la Craiova. Uitați, toată șatra, aproape toată șatra, asta e, ăștia suntem. Așteptăm să vină, fraților. Așteptăm. Uitați și Dănuț a venit cu mine, a venit și David al lui cu câmpeana după el. Salut! Bă, ce faci? Uitați și pe prietenul nostru. Salutăm. Auzi, vrei să fii cameramanul meu? Unde a venit cloburul? Ok. Haideți că așteptăm. Și revenim. Vine. Mașina cu pâine. Chiar că cu mașina cu pâine a venit patroana. Se bate inima. Of, cutura emoții. Să nu le șin. Atac de parte, da? Ce nu înțelegi că le știa? Albina. Vine. Ce vine? Ai n-ai Pavel? Vine patroana pe aici, pe poarta mare. Pe cum se iese patroana pe poarta mică? Pe poarta mare. Vine. Bucătare, dăm un interviu. Uite, mă, vorbesc copiii, nu știu, de ale lor interviu, atât păi de mult. Păi stai agitați, ca gâștele. Mamă, ce nuți avem să iasă patroane? Noi de pe așa, tu ai adus copiii. Auzi, copiii, nu vreți să-i duc eu undeva la ăștia, la parcul de distracție? Da. La cum zice, era bine. Să-i duc acolo. Cine a făcut Leonardo? Uite, că stau aici, am fric și ei. Da, bă, bucătare. Și am venit de la 9, cum spuneam, pe lumină, abia am trezit-o la ora 12, fraților. Și eu am trimis-o după găină din sat, da. Să caută găină. Da. Ai găsit găina? A găsit o lumină, a găsit găina, să facă supă și am zis, să vii cu supă aici, da, la da, medicial. Știa că vine patronul și să se trezească la ora 12 lumină, mă? Da. Doamne. La ora 12. Nimic, că s-a trezit de vreme să vină patronul. Nu de găină, că nu am mai găsit găină. Găină. Bă, ce mă? Alo! Ce-i pe capul lor? Hai de la frig. Hai de la frig. Unde e? S-a acolo toți soi amici. E prea frig. Ia să faci tu așa la frig. De-abia așteptăm prieteni să o luăm pe patroană. Bă, poate te încălzire. A, cu sughițul. Da. Așa i-am pus numele la rață, Marița. Eu cu moașa mea deja am dat comandă la ciorbă de varză acasă. Aaa, cine face ciorba? La grill. Și eu am dat deja. Și eu am dat comandă la oaie. Păi Pamela a dat vestea. Eu am acasă rânda, din porcinul ăștia lungă, uscată. Am scos și o baia de oaie, unde a rămas din vaca aia lui bucătarul. Vaca. Că-i vătuie, nu vătuie, vaca, da. Bucătarul ăla să ne ia și el vițelul uscălea pe 25. Da. Și am pus și varză în borcan tocată, să fie varză tocată. Am pus-o acum 2 zile, varza. S-a acrit. E ok, de acum 2 zile... Nu. E perfect. Am pus apă caldă pe ea. Da. Mamă, n-ai haină pe tine. Bă, tu n-ai haine, uite. Doamne, cât am vorbit de vițel, parcă să pățească vițelul ceva. Oh, nu mai zi așa, Maline. Doamne, mănâncă mantu vițel, da. Pe 25. Pe 25, da, atunci e data lui. Maline, îți dau haina mea. Nu. Da, aia de plană. Hai. Cum? Doamne, ferici. Pe spate. Nu, las.
N-ai vreo haină? Bucătare, dar nu știi că intră postul astăzi. Tu știi numai la bani. Eu știu, dar ce veți face acum? Ia, amânăm, pe patrona, se amână postul cu o zi. Ai zis că pui și mata pui cu noi la oaie. Uite, pune chestia acum la oaie. Stai să discuți cu omul. Stai așa, stai să discuți. Ea este Luci, patroana, șefa. Nu știu dacă ați mai văzut-o pe vloguri. Și a zis că plătește cu noi jumate de oaie. A zis că punem toți bani și luăm oaie azi. Păi da, dar cum faci cu vițelul? Cu vițelul? Tău. Uite, aici am prieteni aici măcelari și mergem și luăm și de aici vită tăiată. A, nu mă lăsăm pe ăla tău. De ăla, pe 25 are. Pe 25 e Crăciun, ce viță tăiați? Păi atunci îl tăiem. Păi ziua de Crăciun tăiem. Doamne, serenie. Ăla e alumantul. Hai, Maliu, cred că luăm pe 20-21. Hai, să hai bine. Nu, patroană! De mașină. Ce crem, patroană? Na, dar n-a mai rău. Micaela, mi-e n-a mai rău, n-a mai rău. Ou. Hai, patroană. Gata, n-a mai rău. Italian pe Luludi. N-a mai rău. N-am mai rău. Gata! Salutare! La București! Mai are o lună! Hai să dăm o dată! Doamne zi! Hai l-o bre, m-o leu, ce să mai prieteni, e supărată patroana. A ursul o căge la față, ca mă, că mă răpuie să bine, că e mașina. Mai îngri. Prieteni, a venit patroana, am plecat acasă, cu copiii, cu dănuți. Da, dar nu e ursul și cu leu. Lasă patroana, că vin și ei. Dar nu e ursul și cu leu, doamne. Vin și ei, patroana, nu mai plânge. Să nu mai treacă pe aici așa, nici dușmanii noștri, mamă, să nu mai treacă pe aici așa. Hai, de nu-ți dai că e și bucătarul în spate, acum merge. Acum mergem la Jumbo. Da, mergem la Jumbo, prieteni, dar acum. Nu, prima dată mergem să salăm haine. Da. Mergem să luăm haine. Nu, a urcat la bucătar restul. Da. Să nu mai din aici, nu? Gata, prieteni, noi plecăm acasă, că na, să mâncăm și noi, să luăm o oaie, lasă Jumbo. Nu mergem acasă să mâncăm, luăm oaie. Am rezervat oaie, așteaptă ciubanul cu oaia, e nebun. Acasă. Hai, prieteni, ne vedem de din șatră. Vă pupăm pe patroana, na, e supărată de tata, de ursul. Revenim mai târziu.